Cum și-a petrecut jucăriile Crăciunul? O poveste încântătoare pentru sărbătorile de iarnă. Era noapte de ajun. Toată casa era cufundată în somn când, deodată, cutia din camera lui Izei, în care stătea clovnul Jack, s-a deschis brusc și Jack însuși a sărit afară. Apoi ursul cel mare de pluș, care dormea de obicei chiar pe perna lui Izei, a coborât din pat, iar șoricelul cu cheie care stătea pe raft a început să zbârne ușor. Una câte una, toate celelalte jucării s-au trezit la viață și au coborât tiptil scările. În scurt timp, toate jucările erau adunate în sufragerie. "Nu-i drept așa," a spus Jack. "Moș Crăciun le aduce tuturor darul și pe noi ne uită de fiecare dată." "Jack, dar noi chiar suntem jucării," i-a răspuns Teddy. "Noi nu avem nevoie de jucării." Oricât de mult s-a străduit Jack să le explice această nedreptate, toate celelalte jucării s-au declarat de acord cu Teddy. Dar Jack avea un plan cu totul deosebit. După ce jucăriile s-au întors la culcare, Jack a scotocit până ce a găsit o bucată de stofă. Din ea și-a cusut un costum roșu cu alb de Moș Crăciun și un sac potrivit. Apoi a găsit câte un cadou pentru fiecare jucărie. O bucățică de cașcaval pentru șoricelul cu cheie, un minunat degetar pentru păpușa cea mare și un morcov pentru urechilă. A pus toate darurile în sac și a ieșit din casă. Afară era noapte și nisese din belșug, dar Jack era hotărât să facă exact ce ar fi făcut adevăratul Moș Crăciun. Și în primul rând avea nevoie de o sanie. "De ce să nu folosești sania lui Izei?" i-a sugerat vesel omul de zăpadă. "Știi că ai dreptate, e exact ce-mi trebuie." Și chiar așa a făcut Jack, deși a luat ceva timp să scoată sania care înghețase în zăpadă. "Acum am nevoie de niște reni," a spus Jack. În timp ce își bătea capul unde se găsească, o vrăbiuță a zburat spre el și a ciripit. "Eu voi fi renul de șor, iar eu voi fi dancer. Și noi vom fi Donner și Blitzen," au ciuripit în cor alte două păsărele. Curând, sania lui Jack era înconjurată de o mulțime de păsări care băteau de zor aerul cu aripile lor. Păsările au prins de sanie niște șirafuri de mărgele și, fluturându-și aripile, au ridicat-o în aer. În timp ce se înălțau tot mai sus în văzduh, Jack nu mai era atât de convins că avusese o idee bună. "Oare asta simte și Moș Crăciun?" și-a spus el, privind în jos, deși a regretat imediat. De acolo, de sus, pământul părea foarte, dar foarte îndepărtat. În sfârșit, Jack a aterizat pe acoperiș și a coborât prin horn. La început totul părea simplu, dar pe măsură ce înainta, hornul se îngusta și el. Jack s-a gândit cum reușea moșul, care era atât de solid și de rotofei, să coboare până la capăt. Apoi a ajuns într-un punct de unde nu mai putea să mai miște nici înainte, nici înapoi. Oricât ar fi răsucit și învârtit, era cât se poate de înțepenit în hornul acela strâmt. Rămăsese blocat. Dar chiar atunci când Jack nu mai avea nicio speranță să scape vreodată din horn, a auzit un ho-ho-ho voios și s-a simțit învăluit de ceva ce semănea cu o pulbere vrăjită. În clipa următoare era eliberat din horn și începea să coboare în viteză foarte, foarte mare spre șemineu. Fusese salvat de adevăratul Moș Crăciun.
La etaj, celelalte jucării au auzit uimite un trosnet și o buitură venind dinspre sufragerie și au alergat pe scări să afle ce s-a întâmplat. Și, ce să vezi, au căzut în șemineu, era nimeni altul decât Jack, ciufulit nevoie mare. Iar în spatele lui se vedeau coborând niște picioare care nu puteau fi decât ale lui. Moș Crăciun! Ce ajun magic au avut atunci jucările! Moș Crăciun le-a dat voie să-l ajute la despachetarea cadourilor. Apoi tot el a scos din sac și micile daruri adunate de Jack. Dar de data aceasta s-a asigurat că fiecare jucărie primește și un cadou special de la Moș Crăciun. Și știați că în timp ce se trezea, Luiza a fost sigură, dar cât se poate de sigură, că a auzit un fluierat ascuțit și un ho-ho-ho rostit de o voce puternică, veselă și plină de viață, ce se pierdea în depărtări, noi înainte de a ura Crăciun fericit tuturor și noapte bună!